Bună ziua! Vreau să vă arăt cum am regarnisit un pom în vârstă, fiindcă rodul fugise pe vârfuri și cumva în zona asta nu prea mai era nimic. Am lăsat niște creșteri anuale, chiar unele lacome. Le-am condus sub unghiuri favorabile. Le-am tăiat acolo unde a fost cazul. Da, deci asta a fost vertical. Practic l-am tăiat. Au dat două ramuri. Pe amândouă le-am condus. Și deja aici o să avem și mere. Deci o să avem și fructe. Aici odată. Aici la fel. Deși el era o creștere lacomă, fiind sub un unghi bun de inserție, da? Am aplecat-o și am realizat încă o ramură de semischelet. Și chiar avem aici un mugureș de rod pe ea. Și urmează ca asta la anul să se umple de rod. La fel și mai jos, încă una. La fel și în partea asta. Deci, practic, am lăsat creșteri lacome pe care... Uitați aici un exemplu bun. Deci toate astea, ăsta a fost arcuită și acum s-a umplut de muguri. Asta la fel a fost arcuită și am lăsat-o. A fost lacom și am arcuit-o și se transformă într-o ramură de rod. Aici mai jos la fel. Deci, practic, am reușit și am regarnisit scheletul pomului. Mai sus, la fel. Aici. Și, practic, am mai dat o șansă pomului să rodească și în zone în care el era de garnisit. Mulțumesc!